dimineața, este ora 7 și urmăriți primele știri ale zilei. Gigi Becali finanțează cu sume importante stațiunea Băile Olănești, mai precis în satul Comanca, construcția pe un teren de 30 de hectare a unui adevărat oraș monahal după modelul Athosului. În satul Comanca, de lângă stațiunea turistică Băile Olănești, a fost construită mănăstirea nașterea prorocului Ioan Botezătorul. Încă de la intrare în domeniu, care însumează 30 de hectare și care se dorește a fi un adevărat oraș monahal, pancartele subliniază intenția lui Becali de a construi un domeniu exclusiv bărbaților. Animalele de sex feminin vor fi interzise în zonă. Administratorul mănăstirii spune că George Becali a cumpărat cele 30 de hectare pentru construcția orașului monahal în anul 2020, iar în februarie anul trecut a început construcția primei mănăstiri, cea de Călugări, care este gata în prezent, împreună cu 3 chilii. La finalul proiectului vor fi 100 de chilii și 5 mănăstiri. Orice investiție într-o zonă aduce plus valoare. Deci nu se pune problema să... S-au creat locuri de muncă, toate lucrările aici s-au făcut cu oameni din zonă. Deci totul merge spre bine și pentru stațiune și pentru comunitatea din stațiune și eu zic că o să vină și pelerini. Starețul mănăstirii, protosinghel Casian Hunca, declară că George Becali a fost impresionat de loc, județul Vâlcea fiind o locație care abundă în spiritualitate. Venind odată la Pătrunsa, la părinții pe care îi cunoaște, a luat binecuvântare să meargă și la mănăstirea Frăsinei și a trecut pe aceste locuri care, după cum vedeți dumneavoastră, sunt de multe ori foarte greu de străbătut. Și a văzut această poiană minunată și s-a gândit să facă o mănăstire închinată Domnului, iată, după rânduiala mănăstirii Frăsinei, adică să avem slujbe ca la Sfântul Munte Athos, și totodată să fie rânduiala de acolo, după cum am spus, adică parte femeiască să nu calce în această mănăstire. Mulți oameni sunt impresionați de această inițiativă a latifundiarului din Pipera, însă sunt și voci care condamnă acest gest, considerând că investitorul își depășește propriul statut prin decizia de a face o mănăstire exclusiv pentru persoane de sex masculin. E un lucru bun, mă gândesc că a făcut ceva gen Muntele Athos. Și un lucru bun, important e să meargă lumea. Am înțeles că el ar fi vrut să facă exact ca la mănăstirea Frăsinei. Exact, așa a făcut. Ce părere aveți despre acest fapt, că e doar pentru bărbați? Asta numai un preot poate să o facă numai pentru bărbați. Nu o persoană fizică cum e domnul Becali. Sunt foarte încântat de ce a construit domnul Gigi Becali aici. O mănăstire în stil atonit, cum este și Frăsineiul, de altfel, se simte Duhul Sfânt aici, e ceva deosebit, eu sunt pentru prima dată aici, iar referitor la domnul Gigi Becali, l-am cunoscut prima dată la Frăsinei, este un om deosebit, care ajută foarte multă lume și a ajutat de-a lungul timpului. Părerea mea că este un om trimis de Dumnezeu să facă cât mai mult bine pe acest pământ. Atât administratorul mănăstirii, cât și George Becali promit că în viitorul oraș monahal din județul Vâlcea va fi construită și o mănăstire de maici, la 7 km distanță de cea de bărbați. De asemenea, va fi construită și o cruce asemănătoare celei de pe Caraiman. Comuna Mihăiești va fi asfaltată în totalitate. Asta promite primarul comunei. Acesta va încerca să ducă la bun sfârșit proiectul cu fonduri proprii sau prin PNRR. Primarul comunei Mihăiești, Constantin Bărzăgeanu, promite că în anul 2022 va termina de asfaltat toată comuna. Edilul declară că există 3 proiecte depuse pentru obținerea de fonduri guvernamentale, însă dacă nu se vor obține bani, lucrările vor fi realizate cu fonduri proprii. Avem asfaltare de drumuri 7,7 km. În tot ce a rămas la nivel de localitate și cu această ocazie, dacă am reușit să beneficiem de acel proiect, vom termina și vom avea asfalt în toată localitatea. PNRR a reușit să obțineți fonduri? Deocamdată așteptăm, avem 3 proiecte depuse, deci avem pentru grădiniță, pentru drumuri și un pod. Dacă vom reuși să obținem fonduri, mergem în continuare, avem bani de cofinanțare, avem tot ce trebuie. Dacă nu, încercăm să facem ce putem face cu forțe proprii. Tot ce avem de bugetul nostru investim în așa fel cât ca cetățenii să nu sufere și să nu aibă nimic de întâmpinat sau greutăți din punct de vedere al
primăriei. De asemenea, primarul declară că mai sunt câteva lucrări începute anul trecut, dar acestea vor fi duse la bun sfârșit în 2022. Avem proiectele cele vechi unde se lucrează, sunt muncitorii care lucrează la sala de sport, suntem pe ultima 100 de metri, mai avem amenajarea curții exterioare la dispensare, iar la sala de sport puțin mai mult. Interior legată, exterior legată, branșamentele de curent, apă, gaz, totul funcționează, nu sunt probleme din punct de vedere administrativ. Proiectele sunt foarte importante pentru locuitori, mai ales că Mihăiești este cea mai mare comună din județ. După un an de la lansarea platformei de plată online, aproape 2500 de conturi online au fost create pentru plata serviciilor de salubritate Braicata, arată raportul anual generat de sistemul electronic. Sumele tranzacționate prin intermediul acestei aplicații, accesibile pe site-ul braicata.ro, au fost de peste 520.000 de lei. Odată cu lansarea noului sistem de plată online prin intermediul site-ului braicata.ro, la finalul anului 2020, o parte dintre beneficiarii serviciilor de salubritate oferite de Braicata s-au înscris pe platforma online. Potrivit managerului general al companiei, Bogdan Constantinescu, peste 2500 de beneficiari ai serviciilor de salubritate Braicata plătesc factura online. Cum tehnologia a avansat foarte mult și noi ca firmă de salubritate trebuie să ținem pasul. De mai bine de un an, Braicata a implementat o platformă prin intermediul căreia abonații noștri pot efectua plățile online ale serviciului de salubritate. Această platformă vine în ajutorul oamenilor și pot plăti de oriunde, evitând astfel așteptarea la cozile de la ghișee. Având în vedere faptul că tot mai mulți români preferă să opteze pentru plata online a serviciilor, a fost pusă la dispoziția abonaților serviciilor de salubritate 5 metode de plată de la distanță. Anul trecut, sumele tranzacționate prin platforma online a fost de peste 250.000 de lei. Facturile se pot plăti prin intermediul rețelelor de comercianți care au afișată sigla PayPont, aplicației 1.2, platformei Pago sau prin internet banking, a declarat Bogdan Constantinescu, managerul general al Braicata, companie care desfășoară activități de salubrizare în mai multe județe din țară, printre care și Vâlcea. Astfel, abonații Braicata pot achita facturile fie direct din casă, fie când merg la cumpărături, prin intermediul automatelor de plată. Internet banking este o opțiune accesibilă prin intermediul oricărei aplicații bancare asociată contului utilizatorilor, atât de pe computer cât și de pe telefonul mobil. PayPont este principalul operator de încasări plăți, încărcare electronică și transfer de bani în puncte comerciale. 1.2 este o aplicație prin intermediul căreia se pot plăti diverse facturi prin intermediul aplicației descărcate pe telefon. Debitul direct este un transfer automat realizat de bancă în contul furnizorului, prin care banca este mandatată să efectueze aceste plăți, care se realizează automat, gratuit, fără întârzieri și fără deplasare la bancă. Metoda Pago oferă posibilitatea efectuării a numeroase plăți printr-o singură aplicație disponibilă pe App Store sau Google Play. Braicata.ro oferă posibilitatea plății directe a facturilor pentru serviciile de salubritate Braicata. Serialul Golgheterii fotbalului vâlcean a ajuns la episodul cu numărul 4. Rubrica Sport de astăzi vă propune câteva dintre golurile înscrise în primele etape ale turului de campionat din Liga a 6-a.
Știrile dimineții au ajuns la final. Nu pierdeți doar în câteva momente matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Noi ne vom revedea la ora 15. O zi excelentă tuturor! La revedere!